Vineri în gală, știți foarte bine, fetele l-au nominalizat pe Cristi să intre în cursa de eliminare și Valentin a fost pe ultimul loc, așadar a intrat alături de Cristi în această cursă. Cristian, înainte să afle care este băiatul de pe ultimul loc, a simțit nevoia să îl apere pe Cristi și a explicat după pe material că a făcut acest lucru pentru că toate fetele au dat cumva în el și cam toate l-au nominalizat. Apoi a spus în live că a avut o urmă de regret când a aflat că Valentin e pe ultimul loc și a mers la el să-l sfătuiască cumva să fie mai reținut, mai serios. Pentru că depinde de el săptămâna aceasta cum va fi, așa va fi și votat. Lui Valentin nu i-a picat deloc bine ceea ce a făcut Cristian și ați văzut că a dat cumva cărțile pe fast. El credea despre Cristian că ar fi poker face, că ar fi un fals, că joacă pentru emisiune, dar nu a verbalizat niciodată până în acest moment.